Chiar dacă din cauza datoriilor către fisc nu a putut accesa în acest an niciun leu din bugetul alocat de primărie, conducerea Forestei mizează în continuare pe sprijinul municipalității. Ne bazăm în continuare pe sprijinul domnului primar al Consiliului Local al Municipiului Suceava, al cetățenilor Municipiului Suceava și sperăm ca toate demersurile întreprinse să conducă la îndeplinirea obiectivelor propuse. Dorim să asigurăm toți sucevenii că ne vom da tot interesul și vom depune toate diligențele necesare pentru crearea unei stabilități financiare care să asigure un climat propice performanțelor viitoare pe care cu toții le dorim la Foresta. Obiectivul este construirea unui lot competitiv în perspectiva revenirii în Liga a doua în cel mai scurt timp posibil. Vă aducem la cunoștință că în această perioadă conducerea clubului se află în negocieri cu o serie de jucători care să facă parte din lotul cu care vom aborda noul sezon. Se arată în comunicatul semnat de Gheorghe Negură în calitate de președinte al Consiliului Director, Andrei Ciutac în calitate de președinte executiv, Ion Lozovan, în calitate de secretar trezorier al Consiliului Director, și Mihai Ungurian, în calitate de vicepreședinte executiv. Noul sezon al Ligii a treia va debuta pe data de 25 august într-un format cu 5 serii geografice, a câte 16 echipe.